Bună tuturor, eu sunt Vasti, bine ați venit și revenit pe canalul meu de YouTube. Dragilor, dacă tot este sezonul dovleacului, m-am gândit să fac o tartă cu dovleac, iar pentru asta am nevoie de următoarele ingrediente. Pentru umplutură am nevoie de 300 de grame de piure de dovleac. Puteți găsi acest piure de dovleac în supermarketuri la conservă. Dacă nu îl puteți prepara chiar voi acasă, luați un dovleac plăcintar, îl curățați de sâmburi, îl dați la cuptor pentru 30-40 de minute cât să se coacă foarte bine, după care îl scoateți, îl blenduiți și astfel veți obține un piure de dovleac. Mai avem nevoie de 150 de grame de zahăr, 250 de ml de frișcă lichidă, eu am aici frișcă lichidă neîndulcită, 2 linguri de amidon de porumb, 4 ouă, 2 lingurițe de scorțișoară pudră, o jumătate de linguriță de sare și o linguriță, două de esență de vanilie. Iar pentru aluat avem nevoie de 160 de grame de făină albă, 100 de grame de unt, 50 de ml de apă rece și o jumătate de linguriță de sare. Iar pentru a decora tarta pe deasupra aveți nevoie de 250 de ml de frișcă lichidă neîndulcită și 2 linguri de zahăr pudră. Dacă aveți frișcă lichidă îndulcită, atunci nu mai adăugați zahărul pudră și o linguriță de esență de vanilie. Asta doar dacă vreți să decorați pe deasupra tarta, dacă nu o puteți lăsa foarte bine exact așa cum este. Bun, dragilor, începem prin a face aluatul și adaug într-un bol făina, sarea, și amestecăm aluatul. Adaug și apa. Scot aluatul pe masă și îl frământ puțin. Cam așa trebuie să arate aluatul. Îl voi pune într-o punguță. Și îl voi da la frigider pentru 15-20 de minute, cât să se întărească puțin. Cât timp aluatul stă la frigider, voi face umplutura și adaug într-un bol cele 4 ouă. Peste o adaug sarea și zahărul. Și mixez pentru un minut. Adaug peste o piureul de dovleac. Scorțișoara, amidonul de porumb, adaug și frișca lichidă și voi adăuga și 2 lingurițe de esență de vanilie și mai mixez pentru încă un minut. Bun, dragilor, am scos aluatul de la frigider. Voi presăra puțină făină pe masa de lucru. Și voi întinde puțin aluatul.
Iar aici am o tavă pentru tarte pe care am uns-o cu unt și am tapotat-o cu făină albă și în care voi adăuga aluatul. Voi înțepa cu o furculiță tarta din loc în loc. Și voi adăuga compoziția de ouă și dovleac în tavă peste aluat. Dragilor, voi da tava la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 55-60 de minute. Da, dragilor, am scos tarta de la cuptor, așa arată. O voi lăsa acum să se răcească foarte, foarte bine, cam vreo 2 ore. După care o voi orna cu frișcă și o voi porționa și o vom putea servi. Bun, dragilor, mixăm și frișca și adaug într-un bol frișca lichidă. Zahărul pudră. Și o linguriță de esență de vanilie. Și mixăm pentru 2-3 minute. Da, dragilor, așa arată tarta cu dovleac. Este o rețetă absolut delicioasă. Sper să o încercați și voi și să vă placă. Iar dacă v-a plăcut, dragilor, nu uitați like, share și subscribe. Până data viitoare, vă pupăcesc extrem, aveți grijă de voi și ne auzim la următoarea rețetă. Pa, pa!